Bullying-ul este unul dintre fenomenele cele mai importante și cele care afectează cei mai mulți oameni în acest moment. Dar fiind faptul că uneltele prin care se poate face bullying-ul online sunt la îndemâna tuturor, fiecare dintre noi putem deveni fie agresor, fie victimă în orice moment. Studiile în România arată că 4 din 5 copii, din 4 din 5 oameni, sunt victime ale bullying-ului online. Preponderent, fetele sunt mai disponibile pentru a fi fie victimă, fie agresor. Tot ceea ce avem de făcut este să le explicăm tinerilor că ei dețin controlul asupra ceea ce pun online și că tot ei dețin controlul în a mărturisi unui prieten sau autorităților dacă li se întâmplă o asemenea situație. De asemenea, legislația și la nivel internațional și mai ales în România este foarte precară, pentru că vorbim despre un eveniment, despre un fenomen care este foarte la început, dar în deplină desfășurare la nivel global. Așa că e important să creeze și o legislație să fie implementată corect. În România, de exemplu, bullying-ul este încadrat la violență domestică și trebuie să ajutăm și autoritățile și tinerii și toți oamenii care sunt conectați la ceea ce înseamnă online să înțeleagă importanța reglementării și amenințarea a ceea ce înseamnă bullying-ul online.